Salutare și bine v-am găsit, bă, frate, un nou videoclip. Vă prezent de la proprietar cum crepăm două tridoce de lemn. Bă, fraților, ne aflăm, de aici v-am făcut luni, după masa v-am făcut astea două peridoci care le-am tăiat aici unde s-au cheță ăștia. Vedeți și dumneavoastră. Bă, fraților, vă prezint de aici, direct de la proprietar. Eu viroi viața și munca la țară. Vă salută, tata, vedeți? O sfreașcă, bă, mâncava. Uitați cum arăt. Hal fără de hal. Unde ăla să-i dau un peridoc să-mi face că dau 10? Uite-te, bă, dacă te bași și te uiți cum arăt. Fraișcă, tu zăpăcești de camă, tu mor lângă lemn. Eu nu-ți mai trec la, să ieși la tăi neamul tău să mai crebi lemn. Înțelegi cum stă treaba, că nu mai ești băgător de seama. Nu că faci tu ce facem noi, bă, așa mar. Bine, băi, fraților. Bă, fraților, v-am făcut un videoclip direct la Sânchejul de Vale. Ați văzut dumneavoastră ce zonă splendidă, foarte frumoasă zona acolo. Merită cei care sunteți interesați să mergeți, că e un loc foarte frumos și merită. Că ai ce aveți ce vedea acolo, mergeți la pescuit, vă mai relaxați, ale. Bine, măi, fraților, eu viorul viața și muncă la țară de aici. Vă salut! Să vă dea Dumnezeu sănătate și vă prezint în continuare cum crep lemnele, da? Fraților, astea sunt lemnele, vă salută, tata, băi, frățiorii mei. Bun, bă, cum să stănim? Spre stânga era, spre stânga o să vă fac, uitați, bă, ce frumos e pe aici. Înțelegeți? Foarte, foarte frumos, e templu. Centrul secolului, acolo se vede biserica reformată ungurească sus pe deal, vedeți? Băi, fraților, a fost un domn Dumitru care mi-a zis, bă, frate, eu nu prea am timp așa să-ți fac, că mi-am cumpărat și o casă, eu când gata aici, trebuie să zugrăvesc în interiore, în lontru, camerele și, bă, fratele meu, eu am 3 drujbe, ca să mă înțelegi. Am două drujbe, model 271 stil, drujbe pe care mă pot baza și mai am un stil 180, fratele meu, aia e defectă. Aia e din 2005 cumpărată, e veche drujbă și nu-i mai de treabă. Dar o ții pentru piesă de schimb, deci 3 drujbe, am două funcționabile și una defectă aia mică. Înțelegi? Îmi pare foarte rău că nu pot să-ți prezint. Că sunt tot timpul ocupat, înțelegi cum stă treaba, băi, prietenul meu. Bine, bă, frate, hai că-ți arăt. Vă prezint. Vă prezint în continuare cum crepăm lemne, mă, fraților. Deci asta-i două peridoci, eu le-am tăiat cu drujba și o le și crep. E cazan. Vedeți? Cazan. Acum astea nu trebuie crepate, le alegem. Înțelegeți? Ăsta vine crepat. Dar nu se vede, mă, morță, mă, mi-e mânesă. Încă mai e în pulă, dar aici vii. Mai așa ne. Pula asta se dă pe stăcam, încă mi-e în pulă acum. Filmează asta, mă. Da, filmează, mă, încă așa. Bine, băi, fraților. Mă rog să mă urmăriți în continuare ce executăm. Înțelegeți dumneavoastră cum stă treaba aici, copilul roit-o, că lasă teme de umbra lui, bineînțeles, sigur că, da, lemnele sunt uscate, să creapă cam greu. Sunt uscate, bă, fraților, tot lemnul e uscat. Vedeți, nu-i verde. Că e masa lemnoasă uscată. Înțelegeți cum stă treaba. Apoi sunteți care tă vorbiți, cum e ăla, băgătorul de seamă, nu știu cum dracul cheamă, că dăm un peridoc să-ți fac 5. Ce 5, mă, să faci, mă? Uite, mă, namarul tău, mă, omule, tu cred că ești bodor. Uite, bă, cum arată. Vedeți, fraților, uitați cum arată. Freașcă, bă. Abia aștept să mă duc acasă. Că stăm aici, nu departe de lemnile astea. Și ajung acasă și mă schimb, fac duș și
schimb hainele de pe tătuș. Eu de aici v-am făcut, mă, fraților, un videoclip. Lunea asta care o lunea trecută. În săptămâna asta, luni, v-am făcut, știți, aveți filmare, deci cum am tăiat cu drujba, că eu am tăiat aia și o leșit crep. Asta nu e o muncă așa ușor, cum credeți unii dintre dumneavoastră că vorbiți. Ceea ce vă vine în bilucă, e o muncă grea, mă, oameni, mă. Muncă de mină, echivalent cu munca de mină, munca asta de crepat de lemne, cu săpat după aur și așa mai departe. Nu e o muncă, voi gândiți greșit, cei care gândiți, e o muncă așa ușor, cum credeți voi. Cei de la oraș, că aia de la țară știu ce înseamnă, dar sunteți mulți de la oraș, care nu știți. Ați crescut la oraș și vouă vi se pare că asta e o muncă oareși care, lentă, ușoară. Ce lentă, bă? Ce lentă, mă, mânca, șni? Vă dau seama. Eu sunt obligat să dau tricou jos. Tătă sot. Uitați-vă, oameni, șni? Spate, față, voi ce ați crezut că asta e o muncă? Dau jos că mi-e rece, mai bine e să așa, la bustul gol. Să nu facă prindere de plămâne, mă, fraților, Doamne feri. Ferească Dumnezeu. Că n-aș vrea. Înțelegeți? Apoi sunt de ăștia care se bagă în seamă. Habar n-am văzut. Deci eu vă zic că care vorbiți așa, ne pare rău de unii dintre dumneavoastră, da? Trebuie să știți să apreciați. Nu să vorbim de ansula. Nu știu ce, nu suntem civilizați. Nu ne vine niciodată mintea la cap, chiar, sau nu vrem, sau cine suntem noi să arătăm, sau cum. Înțelegeți. Dar e o muncă ușoară. Cea mai grea muncă la țară e crepa de lemne. Că mai bine merg la strâns, la fân, bă, oameni, cei care se gerează cu furca, cu bovusca, faci boli. Că e mai ușor acolo, dar aici ne bolunzăși, bă. Bolunzăși, bă, omule. Înțelegi cum stă treaba? Înțelegeți cum stă treaba aici? Păi cum vă zic eu, ministerul, așa e. Uitați, ne, putred, putregai, e foarte grea muncă, nu, n-are rost să povestim, fraților, asta e o muncă grea, și nu e apreciată și e plătită așa de așpiță și așa mai departe. Merg la 8 secli, le-am neapălut, că e mult, mult în pulă, dar ei nu se uită că ești nenorocit, e chin greu aici. Asta e muncă de mină, bă, fraților, înțelegeți? Muncă de mină, nu? Pule mături, dar sunt care vorbesc ca iuri, așa mie, băgători de seamă, bodori de ăștia mie. Ce să ăsta, mă? Bă, fraților, dau un pic de aici ani să vă pot arăta că eu rămâin, ea nu bate bine camera pe mine. Vă dați voi seama. E o muncă foarte grea, mă. Ce vorbiți? Foarte greu. Cei care se uită, li se pare ușor, da? Să vie să facă, după aia văd. Bă, vă știți câți metri cubi am crepat noi aici? Astăzi, aproape 9 metri cubi jumate, mă. Păi,
cam 9 metri cub, că mai mult de 4 metri cub au pus. Bă, fraților, noi pe peridocile noastre, astea sunt căniști. Cum am și eu, că m-am făcut filmare, ați văzut dumneavoastră cei care m-au urmărit azi an. Mi-are 4 metri cub jumate. De regulă să pune 3,5, că cineva m-a întrebat că cam cât încape și am zis că mi-are mai mult, dar să pune 3 metri, normal. Deci aici este mai mult de 4 metri cubi. Aproape 9 metri cubi de lemn am crepat aici. Ce gândiți? Voi credeți că eu vorbesc așa, ni? Fraților, bă, alu, să ne înțelegem. Deci este marfă, nu? Peridoc încărcat la numărul 1. Se vede. Sunt lemne, nu? Așa. Deci aici este lucru, muncă. Pule mături. E foarte greu. Mai de-aia am zis că sunt între dumneavoastră care vorbesc așa, vorbe de 3 lei mărunți. Nici nu știu de capul lor, că de-aia mă nervează, nu mă vorbesc așa, ca copii. Am venit pe la ora 10 astăzi, ne-am apucat de astea două peridoci, și minte suntem gata. De ce crezi că e utricola pe mine? Că am băgat de nebun. S-a scot bani. Că bă, fraților, eu nu-s plătit la ză. Eu-s la tarif. Am 2 milioane crepatul la peridoc, 400 cu copilul, trebuie să rupe normele, să gătăm repede, să ne scoatem banii, mâncava așa. Altfel, dacă vii și mâine, nu faci bani așa. Înțelegeți? Câștigul e câștig, dar și trebuie să faci efort și să lucrezi mult. Pentru bani așa nu e ușor, bă, fraților. Cei care vă uitați și mă urmăriți în videoclipul ăsta. Înțelegeți? Vă scuzați că trebuie să iau din spate de aici, de la telefon, că mai am ceva lemne aici, hop. Băi, fraților, băi. Acum, anivă. E greu. N-are rost să povestim. Foarte greu. Oameni buni! Eu abia aștept să gas, să mă duc acasă, nu să mai... Că nu mai avem așa mult, dar mai avem. Da, bun. Hai să vedem. Cam cât o filmat, vedeți, bă, fraților, cât am crepat. Deci, ăsta ne butuce ăștia, ce să vede, mai trebuie să alegem care e subțire, nu trebuie crepat, ce e gros, trebuie crepat, ce să vede, mai trebuie crepat. Uitați, bă, astăzi, din ora 10, am venit, uitați cât am crepat. Vedeți? Crepat de am spart normele. Înțelegeți? Pișto baciu gătat de mâncat. Trebuie semnat, mă! Salutare, piștobacii! Te dau creionul să semnezi, bine? Nu trebuie! Nu trebuie, Doamne ajută, piștobaci! Da, bă, oameni! Am, ca să nu fure, știi, din lemn, cine umblă pe aici. Bine, am glumit, bă, frate, nu ia nimeni, la noi nu se fură aici, am glumit. Deci, bă, mă, oameni buni, cam asta e. Asta muncim noi pe ziua de astăzi aici, la proprietar. Nu vă dați seama. Vă dați seama câte lemne am tăiat. Ne. De la ora 10 am început. Na, 9 metri cub de lemne, mă, fraților. Bine că aici ne știi cât e de sus. Cam 2 metri de înalt. Cum am tăt să facă, n-am prea avut lume, mă, fraților, când ne-am apucat. Știți pentru ce? Aici este un drum ce merge în cimitir. Că este un cimitir românesc aici. Numai nu o să nimeni cimitirul burinile. Aici nu ai. Vedea și biserica. Și să nu blocăm accesul aici, că aici va fi prune și cine răspunde ce vine să strângă prune acolo luna viitoare. Și să nu blocăm drumul și o trebuie să țipăm sus ca să ne încapă. Că acolo ne surzâci unde să gătă butucii, înțelegeți?
Bine, băi, fraților, eu viror viața și muncă la țară, de aici din comună, nu mă scuzați că m-am bărt, băi, ca în cazul. Vă salut, toate cele bune și până data viitoare, să vă dea Dumnezeu sănătate, să auzim numai de mine, Doamne ajută, fraților, toate cele bune.